Starting the cleanup. Salutare! Se fac 2 săptămâni de când am primit robotul pentru aspirat de la Xiaomi Mi Robot Vacuum. Este versiunea fără mop, adică fără spălare, doar funcția de aspirare. De ce l-am ales pe acesta? Pentru că are baterie de 5200 mAh, adică o baterie care ține mai mult față de versiunile care erau în aceeași zonă de preț și aveau și funcția de spălare pe jos. Ok, ce concluzia am după 2 săptămâni? Prima, nu poți să-l folosești pe post de slider, trepied sau așa pentru o filmare cu un GoPro sau cu altă cameră. Acum să trecem la lucruri serioase. Ce face robotul? Scanează cu laserul încăperea, pereții și obiectele care sunt în cameră și apoi își face mici zone pe care începe să le aspire. După ce își face un perimetru, are mișcări de-a lungul pentru a prinde tot acel perimetru și a trece mai departe din bucată în bucată până când termină tot. Dacă lași ușa deschisă, el intră peste tot pe unde își găsește locul. O a doua concluzie, pe lângă cea cu filmatul, nu se descurcă foarte bine sau are obsesie pentru covoare. În momentul în care, eu am un singur covor aici în zona asta în care l-am folosit, în momentul în care ajunge pe covor, insistă, se învârte zona asta în care o vedeți așa ca și niște macaroane, zona de covor în care el se zăpăcește de cap. Hai să-l zicem ghiță, că e mai ușor decât să repec Xiaomi Mi Robot Vacuum. Ghița meu o ia razna. Asta e o a doua concluzie și o concluzie care pentru cei care au multe covoare sau asta, fie nu își cumpără modelul acesta, fie aleg un model mai scump, care am înțeles că sunt aparate mai performante care detectează, știu că sunt pe un covor și se comportă altfel. În cele 8 ture de aspirat pe care le-am avut noi cu ghiță, de vreo 2-3 ori, în momentul în care era pe covor, am primit eroare, pur și simplu s-a oprit și am primit eroare că e blocată peria care este sub robot. Fie ridici, scoți peria, te uiți, nu era nimica și dai un restart din aplicație sau de pe butonul de care l-are robotul. Apropo de aplicație, aplicația se găsește, este Xiaomi Home, se găsește în Apple Store și în Google Store, funcție de sistemul pe care îl folosești, este free, este gratuită, o downloadezi și în cadrul aplicației găsești mai multe tipuri de roboți de aspirare și alte chestii inteligente pentru casă și pur și simplu îl setezi acolo. În momentul în care downloadezi aplicația, pașii sunt destul de simpli și de intuitivi, nu necesită nimic special. În momentul în care deschizi aplicația, prima dată vezi harta și ceea ce a făcut robotul. Haideți să trecem un pic prin meniu să vedem cam ce este în meniu. Dacă mergi pe partea de programare, poți să-i dai un timp să-i setezi ora și când să aspire. Limbile, multă chineză, una singură engleză, setată și la mine. Modurile de aspirare de la standard, turbo, max, silent, l-am folosit pe standard, nu-i mare diferență în afară de zgomot. În history vedem că a aspirat de 8 ori, 350 de metri pătrați și timpul de funcționare a robotului. În partea de mentenanță, stadiul în care se află filtru, periile și senzorii din față. Numele, îl poți schimba, îi poți spune ce nume vrei din aplicație, simplu și ușor. Noi am spus ghiță. Trebuie legat neapărat la wireless. Important, wireless-ul să fie de 2,4. A venit direct din cutie, cu ultimul update de soft, n-a fost nevoie să-i fac eu un update la prima utilizare, a fost direct cu
cea mai nouă versiune de soft. Ei, după 8 aspirări, 8 ore de aspirat, 400 de minute și 350 de metri de curățat, a treia concluzie, eu sunt destul de mulțumit. Roboțelul își face treaba, impresionantă cantitatea de praf pe care a adunat-o de fiecare dată. Se și vede în casă, se simte lipsa prafului, adică nu mai depunerile clasice care erau de praf pe televizor și pe mobilă au început să scadă de când roboțelul tot la 2 zile merge și aspiră. O altă concluzie, bateria foarte bună, deci la noi jos, în partea de jos la casă, el aspiră undeva la 60-65 de metri pătrați într-o tură și face asta ajungând la undeva 65% din baterie, adică ar mai putea aspira încă o dată și să rămână cu suficientă baterie încât să se întoarcă înapoi la stația de încărcare, lucru pe care îl face singur în momentul în care a terminat și a făcut rondul prin toate zonele. O altă observație pe care o am, în momentul în care se mișcă lumea prin fața lui și se agită, mai ales copiii și tot se pun în fața lui și așa, senzorii la un moment dat, dacă insiști cu treaba asta, senzorii la un moment dat se zăpăcesc și nu mai știu harta, nu mai știu încotro, se oprește și se duce la încărcat. La noi s-a întâmplat de 2 ori și în ambele cazuri motivul pentru care s-a oprit și s-a dus la încărcat a fost faptul că s-au tot mișcat lucrurile prin fața, prin jurul lui și nu mai corespundea probabil cu harta pe care el și-o făcuse inițial. Harta o vezi în aplicație, în timp real, se actualizează undeva la o secundă, două secunde cu ce scanează el, pereții, obiectele din casă și cu zonele pe care deja le-a aspirat. Ca și nivel de zgomot, dacă îl folosești la normal, nu e foarte zgomotos, e un zgomot de aspirare normal. După cum am spus, în momentul în care își termină treaba, el se duce singur la aspirat. Ca o ultimă concluzie din partea mea, dacă și-a meritat treaba și l-aș mai lua încă o dată, răspunsul este da. Acum depinde de voi, fiecare știți dacă sunteți dispuși sau nu să dați undeva la 1500 de lei, cam ăsta e prețul pe care îl are în momentul de față. Și foarte important să nu aveți praguri în casă, că dacă aveți praguri în casă, el nu poate să treacă peste ele. Până data viitoare, salut! Dustbin removed.